tuturor! Astăzi vom face împreună frigării de pui la cuptor și vom începe prin a tăia pieptul de pui în jur de 400 de grame. Îl vom tăia cubulețe. Peste care vom adăuga ulei de măsline și condimente după preferință. Eu am pus boia de ardei iute, usturoi granulat și condimente pentru pui. Și dacă doriți, puteți adăuga și puțină sare și puțin piper. Vom tăia legumele cubulețe, din nou puteți alege ce legume doriți, eu am ales zucchini, ceapă, ardei roșu și roșii cherry. Am terminat de tăiat legumele. După ce am pregătit și o tavă, pe bețele de bambus vom începe să punem legumele și puiul. După ce am terminat, vom băga tava la cuptor pentru 25 de minute la 180 de grade. Și frigăruile noastre sunt gata, cam așa arată ele. Eu am ales să le servesc cu orez basmati, însă puteți alege orice altceva. Sunt foarte bune, sper să vă placă și vouă. Și rămâneți aproape pentru mai multe rețete. Vă pup și numai bine!